Un nou scandal vizează serviciul de canalizare din oraș. Primarul Marcel Romanescu acuză conducerea ADIA că a umflat facturile. Banii ar trebui achitați din bugetul local. Din datele pe care le avem furnizate și pe care vi le-am pus la dispoziție, municipalitatea Târgu Jiană trebuie să plătească acea apă. Deci nu s-a luat în calcul, să zicem, la un moment dat puteam să luăm în calcul suprafețele sau străzile unde Târgu Jiu beneficiază de canalizare pluvială, deși și acolo apar foarte multe discuții. Astăzi ne vin și ne spun în felul următor: aveți o suprafață de atâția metri pătrați, plătiți apa căzută din cer. Plătiți-o voi la Târgu Jiu, pentru că, uite, ne-am hotărât noi printr-o decizie ADIA ca voi să faceți acest lucru. Încă un document ilegal total, emis de către o autoritate care ar trebui să reprezinte cetățenii din Târgu Jiu. Edilul este convins că poate să facă dreptate în instanță. Mă gândesc foarte, foarte serios să folosesc și alte căi, nu de natură civilă, în condițiile în care nu își vor revoca aceste mizerii. Pentru că sunt numai mizerii. Uite, Gherghe n-a avut curajul ăsta. Gherghe, până a venit, cât a fost acolo în ADIA, n-a făcut o astfel de adresă. Dar v-am spus, indiferent ce ar spune această adresă, indiferent ce ar spune eventual instanța, cum să aplici o hotărâre de asociație retroactiv, să spui, voi trebuie să plătiți din 2018. Deși formula de calcul, vedeți, e o formulă matematică aici cu X, Y, Z, formula de calcul au implementat-o acum. În 2019 au luat hotărârea să aplice această formulă de calcul pentru apa pluvială. În adresă este stipulat faptul că municipalitatea poate să verifice și să comunice noi date Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj până pe data de 25 mai.